Bună dimineața! Eu am pregătit aici salata de vinete, am tocat vinetele, am pus ceapă roșie. Acum aștept să fiarbă un ou ca să facă un pic de maioneză. Ei, imediat îți dă mami. Adela și-a pregătit deja farfuria. Păpăm și după aia plecăm până la magazin. Gata salata de vinete. Acum fac și un cappuccino. Adă mă frig. Eu îl fac cu lapte. Când am mai mult pe jos, dacă n-are mâner. Ne-am pregătit să plecăm la magazin. Am luat așa o rochiță din asta, că e foarte cald afară și mă duc, mă așteaptă Cosmin. Am plecat spre magazin. Nu știu dacă m-a spus unde mergem. Mergem la magazin ca să cumpăr ceva cadou surorii mele, pentru că a fost eu a ei ieri. Și mergem să cumpărăm ceva. Acum îl așteptăm tati să o dea jos din mașină și să-i dea o bicicletă la unul în ghidonul meu. Și pe aia plecăm. Păi, îți deschizi acolo. Tati probează. Nu, Didi. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. Haideți să arătăm ce am cumpărat. Aici am două sutieni, dar n-are rost să vă arăt. Stați să vedem unde găsim lumina mai bună. Am cumpărat o pereche de blugi pentru mine. Incredibilă fata asta. Cam așa arată. Au trei tăieturi. Mărimea 36. Au costat 19,99 €. Am mai luat un tricou, tot pentru mine, te rog. Mărimea e 9,99 €. Aici vine așa peste părți. E un pic mai scurt, până în talie. Și mi-e place cum stă. Scoală. După aia am mai luat un tricou negru cu cireșe. Tot mărimea e 4,50 €. A costat. Da, te uiți și tu? Da. Mi-am mai cumpărat perechea asta de sandale, dar nu știu sigur dacă o să păstrez. Pentru că după ce am ajuns acasă nu mi-a plăcut. Acolo la magazin mi-a plăcut, dar după ce am ajuns acasă nu mi-a plăcut. Și cam așa pățesc eu de fiecare dată. Culoarea asta nu-mi place, mi se pare că e de babi. Dar nu știu. Vedem. Poate îl trimit mâine pe Cosmin să mi-i schimbi, să-mi cumpere altă pereche. Mă mai gândesc. Am dat 50 de euro pe perechea asta de papuci. Mărimea 38. Mai erau o pereche albaștri, aveau trei bretele aici și pe aici avea ceva cu sclipici. Soțul meu și-a cumpărat un tricou. Un tricou așa. Cât a costat? 6,99 €, mărimea M. Un tricou, o cămășuță, așa cu mânică scurtă, de blugi. Asta cât a costat? 14,99 €.
mărimea S. Și am mai luat un tricou alb cu ceva desen pe el. 6,99€, mărimea M. Și o pereche de pantaloni scurți albi, de blugi sunt. 19,99€, mărimea 30. Iar aici am câteva haine cadou pentru sora mea. Pentru că ieri a fost ziua ei și i-am cumpărat și ei ceva cadou. N-are rost să vă arăt. Două tricouri și trei perechi de pantaloni. La fete le-am cumpărat câte o pereche de sandale. Astea s-a luat de lină mărimea 24. Doar așa am găsit mărimea ei. Cât o costat astea? 20€, parcă până în 20€. Ea vrea să încalți cu ele. Și la Alexia am luat așa, pe altă culoare, mărimea 26. La fel. Și cam atât am cumpărat. Am mai cumpărat două perechi de ochelari de soare, am uitat să vă arăt. Adică Cosmin, el a vrut, el a cumpărat. Ăștia sunt ai mei. Și ăștia sunt ai lui. Eu nu prea port ochelari de soare, dar da, poate să port, cine știe. Hai să îți dau desene, vrei desene? Hai să... Îți dau desene. Uite. Hai să dăm desene la fata, da? Haide, haide la fata. Nu vrei desene? Nu? De la hai la mamă. Hai, stai așa cu mamă. Stai așa cu mamă. După ce s-a potolit Alexia, pot să fac și eu ceva de mâncare. Aici am aluatul pentru pizza. L-am frământat și l-am lăsat să crească. Voi folosi șuncă, salam, mozzarella, mozzarella din asta la altă, așa, și măsline. I used to stay up all night, trying to find my place, chasing neon lights and looking for some kind of trace, to lead me out of darkness, give me a little faith, something to make me stronger, someone who could like the way, and you came to me, yeah. You gave me reason. I almost can't believe it. Every time we touch, I feel... Așa arată pizza înainte să o bag la cuptor. Am încălzit cuptorul la 180 de grade și o las acolo nu știu cât timp. Nu m-am uitat niciodată la ceas. Până este gata. Așa arată pizza. Are un blat gros, dar mie așa îmi place. Cu blatul mai gros și miroase foarte bine. I-am făcut baiul de Lina. Un chin. Un chin. Nu mai pot. Stai aici. Nu. Nu. Învălește! Yeah, I'm flying over the clouds and I'm not coming down. Every time we touch, I feel at home. Am făcut baie la fete, am terminat, le-am făcut baie, le-am aranjat, vin trebuie să-mi mai tai unghiile lui Alexia, dar la noapte. Eu trebuie să-i tai unghiile doar noaptea prin somn, că altfel
Ziua nu se poate că plânge îngrozitor de tare. Sunt extenuată. Nu am făcut cine știe ce astăzi, dar sunt praf, deci nu mai pot sta în picioare. Sunt mai mult extenuată psihic decât fizic. Tu te râzi de mine. Alexia asta să râde de mine. Încă-i udă pe păr, n-am mai uscat-o cu uscătorul, că e cald. E foarte greu să-mi fac baie în ultima perioadă lui Alexia, că e grea. Ești o scrofiță grăsană. Ești o cofiță grăsană. Și atât de greu îi fac baie. E grea. E mare. Eu cred că știi ce vorbesc, că o să uite așa, să uite la mine insistent. Și râde. Tu știi ce vorbesc eu? Da? Azi o plâns, o a avut o criză de plâns îngrozitoare, dar eu trecut repede, am avut noroc. De obicei eu țin toată ziua. Dar acum eu trecut repede. Alo, te iubesc. Te iubesc. Ale, te iubesc. Așa vine și mă pupă, zi ne pupăm noi. E foarte drăgătoasă. Doamne, doamne. Da, când m-am pus pe pat să mă uit la televizor, nu mai merge internetul deloc. Absolut deloc nu se încarcă. Exact când m-am pus eu pe pat. Am filmat și ieri vlog, am filmat și eu astăzi vlog și mâine vreau să filmez vlog pentru că mâine mergem la ziua surorii mele. Dar o facem la grădină, facem grătar la grădină. Deci aș avea 3 zile la rând în care aș filma. Ceea ce mi se pare wow, pentru că eu nu prea făceam din astea. Filmam foarte rar, dar am de editat, că n-am editat niciun vlog. Chiar acum mă duc să editez. E 8 ceasul. Îmi ia vreo 3 ore să editez. Pentru că faci figuri laptopul meu. Și merge cam greu. De acum nu mai faci nimic, ne punem la somn. Pizza a fost foarte bună. Am mâncat din nu mai puteam. Nu mă puteam ridica de pe pat. Am mâncat, mai rămas o bucățică mică. Și fetele cât au putut să mănânce puțin. Restul am mâncat eu. A fost bună. Nu mi-a ieșit niciodată pizza așa de bună. Blatul pufos, gros. Că mie nu-mi place pizza cu blatul subțire. Cred că am să închei vlogul. Ne auzim mâine la un nou vlog. Mă duc și eu să-mi fac baie. Da, vă mulțumesc că ați rămas alături de mine până la final și ne revedem data viitoare.